Florin Câțu a fost întrebat de ce a fost prelungită starea de alertă dacă situația epidemiologică este bună. Trebuie să fim vigilenți în continuare. Am relaxat unele condiții, dar este important să rămânem vigilenți și este important să ne vaccinăm. Este singura soluție de a scăpa de pandemie. Aceste restricții pe care le impunem nu ne salvează de pandemie, doar vaccinarea ne salvează. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12 iulie, precum și măsurile de prevenire și control aplicate în contextul epidemiologic actual. Principala modificare față de măsurile aflate în vigoare vizează creșterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptările de la măsurile de prevenire și control al răspândirii COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boală, de la 90 la 180 de zile, ulterioare datei confirmării infectării cu SARS-CoV-2, a informat CNSU. Alte măsuri de relaxare prevăzute sunt eliminarea limitei de 6 persoane la o masă la terasă, reducerea suprafeței destinate fiecărei persoane de la 4 metri la 2 metri, creșterea la 1000 a numărului de spectatori la activități culturale în aer liber.